invitată în ședința ordinară din 1 octombrie, prin discuția primarului, numărul 251 din 25 octombrie. Sunt prezenți 13 consilieri locali, 12 fizic, domnul Meșter ca online. Lipsesc doamna consilier botezată Alina Gabriela și domnul consilier Țaină Maria. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Supun la vot procesul verbal la ședința anterioară. Dacă sunt discuții asupra procesului verbal. Dacă nu, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Vă rog, doamna președintă, să fie acompaniată. Bună ziua și bine ați venit la 56-a ședință a Consiliului Local Sminic Moldova. Proiectul ordinii de zi este constituit din 7 puncte, deoarece punctul 7 și punctul 9 se retrag. Voi da citire proiectului ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Sminic Moldova. 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrale sau parțiale de la bugetul local pentru anul financiar 2023 la nivelul orașului Sminic Moldova. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al Unității Administrative Teritoriale Oraș Sminic Moldova la data de 30 septembrie 2023. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar care nu dispun de locuință pe raza orașului Sminic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării sterilizării câinilor cu stăpâni ce aparțin rasei comune sau ametișilor acestora, aflați în raza orașului Sminic Moldova. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Sminic Moldova. 8. Proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al orașului Sminic Moldova a unui bun imobil. Dacă sunt discuții aici, dacă nu am, să vă rog să aprobăm proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Avem și 3 suplimentări pe ordinea de zi. Am să citesc. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tine, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Orașului Sminic Moldova, numărul 42 din 6-4-2023. De aprobarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Protejate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru implementarea măsurilor active din planul de management și pentru elaborarea și implementarea cererilor de finanțare pentru situl Natura 2000 ROS 50230 Sminic. Proiecte hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investițional reabilitare Torenți, zona Sminic Moldova, oraș Sminic Moldova, județul Bacău. Am să vă rog să supunem la vot și suplimentările de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Sminic Moldova. Inițiator economic spațiu Gheorghe, primarul orașului. Doamna președintă, dacă îmi permiteți, bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a lunii octombrie. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. La punctul numărul 1, bugetul de venituri și cheltuieli, aș vrea să fac un comentariu, în special pentru cei care urmăresc materialul, așa cum am discutat și în comisii. Primăria Sminic Moldova este din ce în ce mai săracă și bugetul este din ce în ce mai redus pentru ca să putem face investiții, să putem face dezvoltare în Sminic. Gândiți-vă că în ianuarie a crescut salariul minim cu 450 de lei, la 1 noiembrie crește cu 300 de lei, acești 750 de lei, practic, se reflectă în cheltuielile noastre, pentru că odată cu bucuria de a crește salariul, noi nu ne opunem să crească salariile, dar
pentru că acești bani sunt suportați de la bugetul local și pentru mătura stradal și pentru alte servicii, atunci, practic, odată cu, nu mai spun asistență socială, asistenți personali, imediat ce a crescut salariul, li se mărește și salariul dumneavoastră. Avem 34 de asistenți personali. Avem obligația, cu, conform codului administrativ, să creștem și salariile angajaților din primărie. Pentru că atunci când crește salariul minim al necalificatului, el ajunge pe ăla calificat și nu ai voie să nu respecti această ierarhie. Și acest lucru păgubește, practic, bugetul și, din păcate, în loc să avem mai mulți bani disponibili, avem mai puțini. De ce? Pentru că noi aprobăm în decembrie impozitele și taxele pentru anul următor. Noi, dumneavoastră, în decembrie anul trecut ați aprobat impozitele și taxele și, fără să știm, aceste cheltuieli au venit. Nu mai spun de cheltuielile cu energia și electrică și gazul și celălalt. Respectiv, suntem în situația delicată în care trebuie să luăm bani de la investiții și să punem bani la funcționare, ceea ce este un semn de întrebare care ne face ca planul de venituri pentru anul viitor, și aici trec la etapa următoare, o să avem cel mai târziu săptămâna viitoare în dezbatere publică bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor, impozitele și taxele, practic, pentru că de aici pleacă lucrurile, va fi influențat de aceste cifre. Doar atât am vrut să spun. Celelalte discuții le-am purtat în comisii și, pentru că tot s-a vehiculat tot pe internet naveta cadrelor didactice, este bugetul de venituri și cheltuieli, l-am prins banii necesari, 16.300 ceva de lei necesari pentru decontarea navetei cadrelor didactice, bani puși de la bugetul local, nu este o sumă care vine de undeva și noi o dăm la naveta cadrelor didactice, este o sumă pe care o punem din bugetul local. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții aici, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2023 la nivelul orașului Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, în principiu nu anulăm obiective de investiții și nu aducem altele, doar reglăm niște sume în așa fel încât să putem demara în principal, e vorba de proiectele viitoare. Și avem, am adus niște bani la capitolul proiecte. Dacă sunt discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de execuție ale bugetului consolidat al unității administrative teritoriale orașului Moldova la data de 30 septembrie 2023. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici, dacă avem discuții? S-a discutat deja pe comisii. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abținere. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar care nu dispune de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Ceva discuții aici? Atunci supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării sterilizării câinilor cu stăpân, care aparțin rasei comune sau ametișilor acestora, aflați pe raza orașului Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, pentru cei care urmăresc materialul filmat, este obligația noastră, conform legii, să aducem un suport, să ajutăm sterilizarea câinilor.
Nu am mai făcut-o până acum. O să facem un apel să se înscrie lumea care dorește acest serviciu și în funcție de numărul de persoane care se înscriu, numărul de, practic, de câini de sterilizat, o să luăm o decizie, să vedem. În orice caz, anul viitor o să se întâmple acest lucru. Noi sperăm în prima parte ca să și fim eficienți cumva, în vedere mulțirea mea. Dacă sunt alte discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abținere, împotrivă. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al orașului Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici legea ne obligă să aprobăm acest inventar al domeniului privat. El nu a fost aprobat niciodată, practic. Adică a fost, avem un inventar cu 5 poziții de acum 30 de ani. Respectiv al domeniului public a fost. Acum aprobăm domeniul privat. Respectiv aducem astăzi la inventar încă niște obiective. Am discutat în comisie, sunt 7 obiective aduse în 2020, aprobate în 2023 și intabulate. Procedura este, prima dată le atestăm, după aceea le intabulăm, după aceea le aducem în inventarul domeniului privat și abia după aceea putem să cerem la Ministerul Forțelor Armate, la Ministerul Apărării Naționale să cerem avizul pentru concesionarea lor. Avem peste 10 persoane care așteaptă această procedură și eu le promit că vom face cât mai repede lucrurile, dar, cred că mai mult de 10, dar nu, viteza nu este cea pe care ne-o dorim cu toții. Că, pentru că până la urmă cei care sunt vizați să știe că e o procedură mai de durată decât ne așteptam noi. În special acest aviz, în special după evoluția de anul trecut când a început războiul, este foarte, adică s-a aglomerat foarte mult volumul de muncă și la dumnealor. Sunt avize pe care le primim destul de târziu, în 30 de zile, dar oricum durează. Bun, dacă dorește cineva să scrie la discuții, doamna Bucan. Vreau să fac o corectare la pagina 3, la poziția 17. Este trecută iarăși, casa mea a trecut cu numărul 54. A fost trecută și data trecută și văd și acum, și la domeniul public și la domeniul privat. Ok, să schimbiți foaia și să modifice. Că dacă aprobăm, să aprobăm niște liste corecte. Cel mai probabil inventarul această poziție a fost preluată din inventarul vechi și probabil că a fost greșit trecut acolo, dar noi o să analizăm și... Dar oare data trecută ați făcut un punct de vedere, da? Nu, am spus, și văd că a trecut iar. Păi, asta se confită un amendament dedicat de doamna Puța și va fi amendat. Nu vreau să se corecteze această pagină și modificată. Numărul administrativ, ar fi 6.54. Și aprobăm noi acolo, dacă e o problemă. Aprobăm cu modificarea? Cu modificarea care o solicit eu, ca să pun numărul administrativ. Mai e o specie cu podul de la izvoare. Sunt mai multe spețe de genul acesta. Iar lăsați-mă. Țin minte, în momentul când am preluat podurile în domeniul public, mă rog, privat public, dumneavoastră îi spui excepția podurile de la izvoare. Iar omul are probleme, vrea instanță, vrea aia, altă bubă juridică pentru primărie. El ține pe podul lui, din ce am înțeles, sau mă rog, l-a cumpărat la vremea respectivă și poate să repete și în cazul tău. Da. Acum, eu vă răspund despre podul de la izvoare. Podul de la izvoare are un contract de vânzare-cumpărare în 1996 sau 97, dar
proprietarul n-a venit niciodată să-l înregistreze la primărie. De ce? Ca să nu plătească impozit, bineînțeles. Și atunci, când, după ce noi l-am atestat, după aceea dumnealui a venit cu documentul. Noi vom corecta această situație, dar am făcut o discuție acum un an de zile cu dumnealui să vedem dacă îl avantajează să preia podul și să... că terenul de peste pod este în concesiune de la primărie. Și el este deja o problemă gravă pentru noi, pentru că noi nu ajungem la un numitor comun cu proprietarul clădirilor de pe acest teren. Și această situație, practic, e un du-te vino, să spun așa. Dacă dumnealui a înregistrat podul, noi o să-l radiem că nu ne trebuie podul acela acum. Dar pentru că terenul de peste pod este proprietatea este a primăriei în concesiune și concesiunea a expirat, pentru că a fost făcută o concesiune pe 10 ani ca să fie ieftină la plată și așa mai departe, suntem într-o situație și vă rog dacă se poate să facem, mergem împreună acolo, discutăm. Domnul consilier, eu sunt obligat să răspund întrebările dumneavoastră. Eu sunt interesat să reglăm această situație. Ideea era alta. În momentul în care le-am preluat, dumneavoastră a spus în ședință că se preiau următoarele coduri, cu excepția celui de la Stroi, de la izvoare. Și am verificat înregistrarea și așa este. Bun. Dacă... Deci, asta a fost discuția în ședința respectivă. Ce s-a trecut în hârtie sau ce s-a făcut, a schimbat situația. Nu schimbă nimeni situațiile aici de la o ședință la alta. Aș vrea să... Eu nu am... Eu nu susțin cauza acelei persoane. Nu am nici... Dar de ce nu? Haideți să facem... Situația se poate repeta și în cazul Daniel. Bun, e o speță diferită. Eu vă mai dau o speță identică. Noi am intabulat strada Stroiu. Și am... pornit pe drumul de adică să o amenajăm acum pe proiectul cu torenții, pentru că e stradă cumva adiacentă torentului Stroiu. Când am făcut înțelegerea cu Rom Silva să ne predea cele 7-12, nu știu câte sunt drumuri forestiere, un drum forestier se cheamă Stroiu. Și ne-au adus documentul că în 1962 Gheorghe Udeș, cine era atunci, le-a dat document că e drumul lor. Dar din 1962 nu a venit nimeni să-l dezăpezească, să-l întrețină, să facă, că acolo este o comunitate, nu? Și pornește exact din drumul național, dacă vă vine să credeți, da? Și atunci, am făcut înțelegerea și poate la ședința viitoare că vine cadastristul dumnealui să ne scoatem noi autoritatea de pe terenul ăsta, să vină Rom Silva ca să ne-l poată transfera după aceea cu toate celelalte la loc. Asemenea, situații există, unele datorită proprietarilor, cum este speța asta, altele datorită, mai avem una și la Dobru. Chiar astăzi a venit și s-a plâns când ne-am intabulat un teren. Nici nu putem sta să întrebăm, este cineva aici cu asta? Până la urmă există obligația fiecărui proprietar să se ateste, să-și intabuleze terenul și vă rog să înțelegeți că toată tergiversarea asta ne blochează pe alte zone. Și atunci ne asumăm cu toții, eu nu fac un abuz să-l aduc la Baciu Gheorghe acasă. L-am adus la primărie, ați votat împreună, vine mâine, repoziționăm terenul, corectăm situația, suntem de bună credință. Asta aș vrea să se înțeleagă și față de acest întreprinzător care, vorba aia, este domnul Harapu, este un întreprinzător vechi aici, a fost șeful fabricii de buteliat apă, avem respect. Dar trebuie să ne înțeleagă și dumnealor pe noi, că nu putem să facem niște concesiuni, prețul concesiunii, că de la bani pleacă totul, să fie stabilit arbitrar. El este o formulă și de aici... Da, mă scuzați că am lungit puțin... Dacă mai sunt alte probleme aici. Dacă să se modifice ce a spus să modifice un amendament ca să putem să nu mai apară. Am dat în această întrebare un amendament și am să supun la vot un proiect de amendament cu doamnei Guțan. Bineînțeles, cine este pentru?
Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unui bun imobil. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Este vorba de un teren de 150 metri pătrați la camping, care nu a fost atestat și intabulat și vrem să reglementăm situația lui. Dacă sunt discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abținere împotriva. Voi da citire și punctelor de pe suplimentări. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Dacă sunt discuții aici, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri împotriva. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 42 din 6-4-2023, de aprobarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Protejate, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru implementarea măsurilor active din planul de management și pentru elaborarea și implementarea cererilor de finanțare pentru situl Natura 2000, Roșcii 02-30, Slănic. Da, aș vrea doar să fac o precizare. Este vorba de o actualizare, de o modificare a prețurilor, care este obligatorie la partenerul nostru, la Agenția Națională de Arii Protejate și la Ministerul Fondurilor Europene de pus. Dacă mai dorește cineva să spună ceva aici? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri împotrivă. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investițional reabilitare torenții, zona Slănic Moldova, orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Odată cu creșterea salariilor, guvernul a dat ordonanță de că se pot actualiza devizele și atunci Compania Națională de Investiții ne-a cerut să actualizăm și noi hotărârea de Consiliul Local, doar ca buget. Nu se taie, nu se pun alte lucrări și sperăm să se termine, cu toate că... Da, bugetul este suportat 100% de Compania Națională de Investiții, nu ne atrage costuri suplimentare această decizie. Dacă sunt discuții aici, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Abținere împotrivă. Declar închisă ședința.